Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi mai mult noros și va ploua în majoritatea regiunilor țării. Vor fi averse însoțite de descărcări electrice și grindină. Local, în sud-vest, centru și nord, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. La munte, vântul va sufla la rafală cu viteze de până la 80 de km la oră, iar în sud și centru cu viteze de până la 55 de km la oră. Temperaturile maxime, în scădere în cea mai mare parte a țării, se vor încadra între 16 și 23 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult acoperit în majoritatea regiunilor țării. Va continua să plouă în vestul, centrul și estul teritoriului, iar vântul va mai avea intensificări locale. Minimele termice vor fi cuprinse între 5 și 13 grade. Vremea va fi închisă și în capitală. Astăzi sunt prognozate ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere și vânt moderat. Maxima zilei va fi de 20 de grade. Mâine va ploua din nou, iar vântul va avea intensificări după amiaza și seara. Joi va ploua aproape toată ziua, iar vântul va sufla moderat. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade Celsius. Nopțile vor fi noroase cu vânt moderat, ploi slabe și minime de 11 grade. Pe litoral, vremea va fi rece, cu maxime de până la 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil și sunt condiții de ploi slabe. Vântul va sufla moderat, iar nopțile vor fi noroase, cu minime de 10 grade. Vremea se menține instabilă și în următoarele două zile. Miercuri va ploua în averse în cea mai mare parte a țării și izolat va cădea și grindină. Vântul va sufla tare la munte, în sud, est și în centru, iar maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius. Joi se menține același regim meteorologic, iar vântul va sufla cu putere la altitudine. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă pot fi însemnate. Vântul va avea intensificări temporare la munte, mai ales pe creste, dar și în regiunile sudice, estice și centrale.